O tânără în vârstă de 23 de ani și copilul acesteia au fost accidentați marți noapte de un autocamion pe o stradă din orașul Bolintin Vale. Femeia, alături de un grup mai mare de vecini, stătea pe marginea drumului și se uita la un foc de artificii, oferit la petrecerea unor vecini. Tragedia s-a produs în jurul orei 20:30, atunci când șoferul, nerăbdător să treacă prin mulțimea de oameni, a pierdut controlul volanului și a tras-o sub roți. Un conducător auto în vârstă de 40 de ani din orașul Bolintin Vale, în timp ce se deplasa cu un autocamion pe strada Palanca din orașul Bolintin Vale, a acroșat o tânără de 23 de ani și un minor de 2 ani, persoane care se aflau pe partea carosabilă. Victimele au fost preluate de o ambulanță, însă din nefericire femeia a decedat în drum spre spital. În schimb, copilul acesteia, în vârstă de 2 ani, se află în afara oricărui pericol, pentru că a fost scos la timp de vecini de sub roțile autocamionului. Stătea fata acolo în brațe cu copilul, a dat foc la niște artificii, s-a uitat și a venit o mașină, a oprit, a ieșit băieții înaintea ei, a oprit-o să stea pe loc. A stat în loc și, pe urmă, ce a venit lui, a dat fuga până să întoarcă fata cu copilul să plece așa, a dat piste omorâtul. A ieșit un băiat, când a văzut băiatul ăla că a lovit-o, a ieșit în fața lui și stai, dă înapoi și de-abia a tras copilul. Martorii strânși la fața locului au fost la un pas să-l linșeze pe șoferul vinovat, însă polițiștii au intervenit rapid, reușind să-i liniștească pe oameni. În acest moment a fost deschisă o anchetă în urma cercetărilor, urmând să se stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul. Șoferul nu se afla sub influența băuturilor alcoolice, dar acum este cercetat pentru ucidere din culpă.